Salutare, prieteni! Am găsit două cote foarte, foarte bune pe care chiar vă invit să le jucați atât în combinație pe bilet, pentru că ne dă 2,80 împreunat acest dublu pronostic, cât și individual. Pronosticuri single pot fi foarte, foarte bine tratate aceste două. În barajul pentru promovare în Serie A avem Cagliari cu Parma, avem acolo Man Mihailă, de-ai noștri, deci urmărim acest meci. PSFX este, zic eu, o cotație foarte bună la 1,65, pentru că știți bine, fotbalul italian este destul de închis, axat pe apărare, mai ales în Liga Secundă, este și miza acestui meci. Eu zic că încă de la pauză vom avea X-ul asigurat pe acest bilet și 1,65 cota este foarte bună. Pe de altă parte, în Turcia este penultima etapă între Ankara Gücü și Galatasaray, e un meci. Galata are 5 puncte avans față de Fenerbahçe și dacă bate în acest meci, a terminat, nu mai are rost să ne mai gândim la meciul din ultima etapă dintre Galata și Fenerbahçe. Așadar, Ankara Gücü cu Galata. În mod normal, cota de 2, zic eu, la 1,53 ar fi fost foarte bună, dar dacă ne gândim un pic că 2 și peste 1,5 goluri este o cotă la fel de bună, atunci jucați pentru a crește cota acest 2 și peste 1,5 goluri pe care vi-l propun cu mare, mare plăcere la meciul Ankara Gücü cu Galatasaray. Ankara Gücü este și un pic obosită pentru că a jucat și a fost eliminată în semifinalele Cupei Turciei, nu mai are obiectiv pentru finalul de campionat, așa că 2 și peste 1,5 goluri la acest meci între Ankara Gücü și Galata. Înmulțim și cu acel PSFX de la Cagliari cu Parma și ne dă o cotă foarte bună de 2,80. Toate cele bune, vă salut!